Ultimul weekend al vacanței de iarnă a adus mii de turiști pe Valea Prahovei. Pârtile din Bușten și Azuga au fost pline de amatorii sporturilor de iarnă, fie că a fost vorba de schiori sau snowboarderi. Telescaunul de la Calinderu a funcționat fără oprire, iar turiștii s-au bucurat din plin de ultimele zile de vacanță pe cele două pârtii. Am ales să vin acum în ultimele zile la pârtie pentru că toată vacanța am stat acasă și am învățat pentru că sunt în ultimul an de gimnaziu și da, trebuie să trag foarte tare pentru examen și am preferat să vin în ultimele zile. M-am gândit că nu o să fie atât de aglomerat ca la început. Încep școala, e o pârtie foarte bună, nu știu, și mă relaxez înainte, condițiile sunt bune. Totul e ok, este zăpadă multă. Mulți oameni uită de chestiile astea, petrec mai mult timp pe calculator sau, nu știu, baruri, cluburi. Asta e o metodă sănătoasă. E foarte bună pârtia, toți sunt pro la snowboard și merită. De ultimele zile de vacanță din iarna asta și mă distrez pe pârtie cu prietenii mei, zăpada e super bună. Fanparcul de la baza pârtiei a fost și el plin. Aici, caruselul Cucoleaci și Sania Tobogan au fost atracțiile turiștilor. Prins viteză, te duci ca în avion, aproape simți. E mișto, faci stânga-dreapta, e mișto și a doua oară când vin. Chiar dacă vacanța de iarnă s-a terminat, sezonul de schi este abia la început, așa că iubitorii distracției pe pârtie sunt așteptați și weekendul viitor.